care a fost prima mea reacție acum înainte să pornesc butonul acolo de înregistrat. Zic, bă, frate, iar nu m-am machiat. Iar nu am nimic. Da. În schimb, dimineața asta am fost la un marș forțat, un pic prin jurul blocului până nu încep temperaturile alea umplite. Eu filmez acum în acel weekend în care în București se va ajunge la 39-40 de grade. Este ora, vă zic acum cât e, este 9:47 și sunt deja 31,5 grade afară. Deci nu e nici măcar ora 10 și ne ducem spre 32 de grade. Da, așa că am ieșit dimineață să-mi fac un pic de cardio, să zic. Eu nu prea știu toate denumirile astea, vă spun foarte onest și nici nu e treaba mea. Știu doar că mie nu-mi face bine alergatul și nu mă simt bine cu alergat pe ciment. Când merg prin locuri unde am pământ cu iarbă sau, în fine, pământ, pur și simplu mai fac și ture de alergat, dar pe porțiuni scurte, nu pot alerga încă mult la lung, însă am făcut două ture de cum ar veni, blocul meu și alte blocuri, astfel încât am ajuns la aproape 2000 de pași, dar făcut în forță, nu, adică merg așa, ca un soldățel. Dacă la început mi se părea că lumea se uită ciudat la mine, și acum oamenii se mai uită ciudat la mine, dar eu mă uit la mine și nu sunt deloc ciudată și cu nivelul apoi de la cineva repară pe aici, cu toată serotonina și cu metabolismul frumos ridicat, vă zic că trec pe lângă mine așa privirile curioșilor mai... Și mai am de asemenea niște trepte în fața blocului, care le cobor, fac câteva serii. Și asta mi-am cumpărat, vreau să vă arăt ce mi-am cumpărat de la Decathlon, jucărica asta. Băi, eu am vrut ceva ieftin, care să-mi măsoare pașii și caloriile consumate, atât, altceva nu. Și am vrut o chestie micuță pe care să o pot purta și sub giul de karate. Când merg la karate, pentru că antrenamentele sunt din ce în ce mai solicitante, vreau să măsor îndeosebi caloriile ca să știu să mănânc un pic mai mult. Pentru că am observat, dacă mă duc prea nemâncată sau cu o zi înainte n-am mâncat suficient, nu mai am acel randament. Da, uite, și mă arată. Am făcut 1968 de pași, în fine, 1 km 36 și 139 de kilocalorii am consumat până la ora asta. Și pe el am dat vreo 70 de lei, inclusiv fiul meu și soțul meu îmi spuneau, hai să-ți iei și tu ceva mai de-astea, tot felul de device-uri care au apărut acum. Și am zis, decât să investesc 10 milioane pe nu știu ce, așa, păi mai dau 10 milioane încă 10 ședințe de pilates și îmi fac mult mai bine decât, da, la abonamentul de pilates eu iau câteodată 10 ședințe în avans, ca după aia să mi le ordonez și așa mai departe. Deci nu, mi se pare o investiție pentru mine momentan inutilă. Dacă la un moment dat voi considera să-mi iau și vreun, cum le zicem, cesulețe alea șmechere, am dat, Fitbit, cred că poate să-mi iau, dar momentan nu sunt nici un sportiv de performanță, n-am nici nu știu ce lucruri de atins. Deja mi-am învățat ritmicitatea, nu vreau să slăbesc, da, bun. Hai să vă arăt un pic, știți ce? Nu m-am pregătit cu niciun subiect. Am prins un moment când pot filma și am zis, deschid camera și ce o fi, o fi. V-ați mai obișnuit cu chestia asta, așa că nu o să vă sperea sau cine o să sperie foarte bine. La revedere, pa! Așa. Mai am un pic din primul flacon de ser de la Mara Blue. Mă înțeleg foarte bine cu acest ser și m-a scutit de o cheltuială mai mare. Eu îmi luam ceva similar, dar care nu avea caviar și peptide. O emulsie de la Sensai, care avea practic cam același feeling sau simțeam cam același lucru. Ideea este că ăsta mi-aduce și o revitalizare, o catifelare mai bună a tenului, adică catifelarea o simt, revitalizarea o simt de desubt, pentru că eu pe ten am nevoie de grăsime, un pic. Bine, nu vă imaginați că ăsta e vreun ser gras în niciun caz, el este lichid, o să vă arăt așa pe mână, și transparent.
Dar având poate acel ingredient caviar și uleiul de zmeură, s-ar putea pe cei care au tenul excesiv de gras, pentru că cunosc și eu persoane care au într-adevăr exces de sebum, adică stau de vorbă cu tine și efectiv le vezi cum le curge pe față, nu transpirație, efectiv grăsime. Da, nu se mai vede, se mai vede nimic aici că ar fi ceva. Pe mine serul ăsta mă coafează foarte mult și mai ales atunci, uite, când fac efort mare, când mă duc acum să merg, să nu știu ce, să fac sport, mă ajută ca să-mi țină fața un pic. Pentru că, uite, hai să vă zic o chestie. Sportul are foarte multe beneficii, nu mai trebuie să vi le povestesc. Însă să știți că pe față, datorită efortului, fac diverse grimase sau așa și încep să se mai accentueze pe aici și pe acolo niște lucruri. Am observat, nu știu dacă ați văzut un alt clip în care vă arătam câteva mișcări de la karate și acele respirații și mici încrâncenări ale feței, se mai accentuează niște lucruri și atunci am nevoie de un pic de mai de substanțe mai emoliente acolo ca să țină pielea relaxată. Bun. La asta am și un cod de reducere, îl aveți acolo în descriere, nu vi-l mai eu povestesc. Și asta rămâne în continuare, asta rămâne în continuare SPF-ul, care mă înțeleg foarte bine tot așa atunci când am de făcut efort. Vreau să vă zic și dacă mă duc la și dacă mă duc la Pilates, mă dau pentru cu SPF chiar dacă sunt în interior, inclusiv la karate, dacă mă duc, mă dau cu SPF și o să vă explic imediat de ce. Sălile unde sunt locurile astea, cluburile astea unde mă duc eu, se lasă, sunt geamuri mari, mă mai duc pe lângă geamuri și nu știu ce, și sunt razele care vin și atunci nu-mi permit să... Asta mai întreb acum, știi? Dar la fel, întreb în SPF foarte ușor și foarte plăcut și pe asta vi l-am mai arătat. E foarte fin, e foarte... textura e foarte plăcută pentru... Eu cred că și un ten gras se poate da cu așa ceva. N-are mirosul acela specific de cremă cu SPF, n-are nimic din feelingurile alea care să vă aduc aminte de cremele cu SPF neplăcute. Se duce undeva, dacă pot să fac așa o comparație, spre SPF-urile asiatice, spre zona aia se duce. Așa. Și după ce trag un duș și bineînțeles mă spăl din nou și pe față, ăsta pe care l-am primit recent, acest facial mist ăsta, adică acest facial mist. Ani vorbește frumos aici în fața camerei. Da. De la Infinitum. Se cheamă Golden Elixir Restructuring and Firming Water. Cred că are, da, nu știu dacă se văd particule sau nu are, cred că doar aur coloidal, nu știu dacă are efectiv. A, nu, are și câteva, are și câțiva fulgi de aur, dar are și aur coloidal în el. Mai sunt acolo niște ingrediente, stăți așa. Am aici ambalajele, stai așa, ăsta e la Infinitum. Vă zic imediat ingredientele ca să nu vorbim prostii. Hai, Ani, găsește-le. Ba da, uite-le aici. Apă coloidal, imediat după apă avem coloidal gold, adică aur coloidal, vă dau așa un pic. Puteți să puneți acum pe pauză clipul, dați-i pauză și vă uitați. Oricum, îl găsiți și pe site, pentru că cei de la Infinitum chiar sunt super profi și cele de la Infinitum, de fapt că sunt două doamne acolo care se ocupă de acest brand. Glicerin, apoi fructoză, glicerină, water and esculus, hipocastanum, horse chestnut extract. În fine, și apoi o grămadă de alte lucruri, vă le-am zis pe primele care sunt și, și cele mai importante. Ei, și cu ăsta, de multe ori imediat după ce am făcut duș sau uite cum ar fi acum. Deci acum am și, am și serul, am și crema cu SPF. Mai dau așa o dată. Și acum bine, știu că o să spuneți, pe da, ai SPF, de ce mi-ai pus peste? Acum sunt în casă. O să mă mai dau dacă e mai încolo cu SPF. Oricum astăzi nu mai am intenția să ies din casă, pentru că v-am zis, astăzi se ajunge pe la 39 de grade în București, din păcate, și în țară. Spun din păcate pentru că deteriorarea asta, să zic, a climei, din ce m-am informat eu, vine și din evoluția firească a Pământului, că și Pământul ține ca planetă, ca ecosistem, ca ce vreți voi, la un moment dat va avea și el un sfârșit, știi?
Însă noi îl grăbim, suntem fix ca, ziceți, suntem ca un bolnav de ceva care se mai și apucă de fumat și băut și, bă, nu știu, și pierdut nopțile. Cam așa e omenirea în acest moment. Adică nu destul că avem o grămadă de probleme, mai punem și altele peste. Dar n-am să fac aici prea mult teorie, pentru că cred că lucrurile astea le știm atât de bine toți. Și fiecare poate să facă câte ceva cât de mic. Începând de la faptul că reduci, de exemplu, timpul de stat la duș. În loc să stai, nu știu, că nu mai faci baie în cadă, că faci doar duș, adică nu mai consumi apă. Că nu-ți mai speli rufele la 60-80 de grade, le speli la 40. Ok, le speli pe la 60-80 dacă ai copil mic, bebeluș și trebuie să fie hainele super curate. Dar cât e bebeluș? O să fie câteva luni, după aia gata. De la 8-9 luni încolo s-a terminat, poți să le speli separat, bineînțeles, și cu temperaturi mai joase, nu trebuie să te duci la nu știu cât. Să mai reducem din tot ceea ce cumpărăm, și aici chiar spun tot. Noi mai ales ca nație care am ieșit din comunism, pentru că mă duc spre alt subiect, dar na, e legat de, tot, de toate lucrurile astea. Am trecut printr-o mare perioadă de nu am. Nu am de mâncare, nu am șampon, nu am chiloți, nu am haine, nu am televizor. Și acum încă trăim chestia asta, orice vedem să cumpărăm mult. Și adevărul că ne și încurajează tot comerțul ăsta. Mă și uitam, intri la Pepco sau la Sinsai sau la Sportissimo, ne mai zicem noi, sau la Decathlon. Și imediat ți se lipesc de mână când vezi că e până într-o 100 de lei o pereche de Adidas așa, și după aia stau și gândesc, hello, stai că mai ai două pereche acasă, așteaptă să le rupi pe alea, efectiv să le rupi, să ajungă fervență și după aia îți cumperi alții. Și eu cam așa procedez în ultima vreme. Tricouri am într-adevăr multe, dar tricourile ce fac cu ele le transform în cârpe și pe care le folosesc de câteva ori, gen, nu știu, șterg prin casă, praf, nu știu ce, până se fac chiar fervență de tot și atunci le arunc la gunoi. Cred că fiecare poate să facă câte puțin. Eu nu mă consider un model din punctul ăsta de vedere și am o grămadă de lucruri pe care nu le-am făcut corect până acum, dar nu am știut. În schimb, acum încep să învăț. Uite, acum, apropo, dimineața, uite, e un alt aspect. Dacă tot m-am dus și am dat turile astea de bloc, nu știu ce, am luat o sticlă mare de apă și am umplut, este o tăviță cu apă care stă pentru porumbei, pentru pisicile comunitare pe care le avem aici. Uite, puteți să folosiți chestia asta doar ca să vă urniți dimineața, să faceți ceva mai multă mișcare. O să spuneți, dar la ce ajută mișcarea pentru ecologie? Păi te ajută să fii un pic mai rezistent, să fii un pic mai... Adică, ce am observat eu este că atunci când fac, de când fac sport mai intens, suport mai bine căldura și atunci am nevoie de mai puțin aer condiționat. Mai puțin aer condiționat, deci sunt o fel de lucru. Plus să te menții mai sănătos. De ce să iei tot felul de pastile și tot felul de lucruri când 10 minute, fraților, 10 minute dimineața, atât, dai două ture de bloc și uite, duci apă la acolo, pui o tăviță undeva, sigur, pe lângă blocul vostru există niște porumbei sau niște pisici sau orice alte lucruri. De aia să vă găsiți, să vă faceți o rutină. O să zic, dar cine ești tu să ne spui cu coană? Dacă ai abordarea asta, la revedere! Cred că nu mai e un secret. Uitați-vă puțin în declarațiile Organizației Mondiale a Sănătății că sedentarismul, vă rog frumos să repetați asta, sedentarismul este deja în top 3 mortalități, mortalitate în lume. Top 3 cauze, mortalitate. Da? Top 3. Sedentarismul. N-am zis fumat, nu știu ce. Sedentarismul. Am citit recent în presă străină chestia asta, pentru că presa străină este preocupată de subiect. Îmi pare foarte rău. Așa mi-e ciudă de chestia asta mereu, că lucrurile românești nu sunt ok. Îmi pare rău, dar sunt foarte puțin gazetari în România, mai puțin ăștia independenți săraci care scriu pe site-uri de-astea de tip Recorder, nu știu ce, la unde cer și finanțare din partea voastră a cititorilor. În rest, majoritatea care sunt în trusturi, cam sunt cu obediența. Trebuie scris astăzi că cutărica a divorțat de nu știu cine. Trebuie scris astăzi că vine căldura și nu știu ce se întâmplă, scriem toți. Mă, dar mai scrieți și altceva, mai faceți și documentare. Nici presa străină asta, mai refer vestică, nu este vai de mine o prințesă îmbrăcată în alb. Dar acolo totuși se mai dă și... Adică nu se mai dă. Gazetarul încă mai are în el profesionalismul ăla ce, băi, dar hai să mai scriem și despre lucruri cu adevărat importante pentru oamenii ăștia de dau bani pe ziare, da?
Și nu numai pentru asta, pentru că asta am ales eu să fiu, gazetar. Vreau să fac anchete, vreau să povestesc lucruri care să fie cu impact social și de folos oamenilor care citesc. Nu doar să spun că cutărică a divorțat, că cutărică nu știu pe cine a mai nu știu ce, că a fost un bou care ne-a zis că îi plac minorele și așa mai departe. Pe astea se duc. Știu că astea vă aduc rulaj, vă aduc, cum se cheamă, rating, vizualizări și așa. Dar asta vedem. Uite, scrieți despre inflație, spuneți ce înseamnă inflație, spuneți despre sedentarism, vorbiți despre alimentație, vorbiți despre aerul condiționat, vorbiți despre lucruri dintre astea cu adevărat utile. Voi, cei care sunteți în presa scrisă, în presa online, în fine, la radio, la TV, pentru că chiar avem nevoie de informații de astea. Ne-am săturat numai de cutărica a divorțat și nu știu ce s-a întâmplat, una s-a aruncat de pe un bloc că nu știu și-a pățit foarte bine. Ok, trebuie spusă și știrea asta, dar nu e știrea atât de importantă, sunt știri mai importante și după aia vezi că mai preau șapte alții și comentează toată lumea chestia asta. Sau vai, s-a scumpit prețul motorinei. Condițiile pentru turiști de la mare sunt oribile, dar au fost vreodată altfel? De când s-a terminat cu deci de vreo 20 de ani încoace, a fost vreodată bine pe litoralul românesc de în ultimii 20 de ani, vreo frumos, să-mi spună cineva. În afara faptului că sunt aici, colo, 2-3 hoteluri, 2-3 antreprenori nebuni care fac treburile în regulă, în rest, sunt numai de ăștia care se lamentează că vine omul la mare și că vai că nu face nimic. Păi ce să facă? Vezi că ai ghena în spate, dincolo. Vezi că tu ți-ai pus 4 stele și vezi că îmi servești cea mai ieftină mozzarella pe care ai luat-o de la Lidl sau de la nu știu ce așa. Vezi că carnea pe care zici tu acolo că e nu știu ce steak, la la la, o ții de 3 zile desfăcută în frigider și mi-o servești și mie că e marea friptura vieții, da? Fă-ți întâi treaba tu ca hotelier, ca restaurant, ce trebuie de la mare și atunci nu o să mă mai duc în Grecia, Bulgaria, Croația și mai departe, o să vin și la mare. Îmi pare rău să spun. Știu că o să spun, da, dar nu suntem susținuți de stat. Nimeni nu este susținut de stat. Toți cei care facem afaceri și eu care sunt un căcat de afaceri comparativ cu, mă refer la dimensiuni, comparativ cu toate aceste afaceri, mă uit câți bani dau. CAS, șomaj și impozite. Mă doare sufletul. Iar anul trecut când am făcut documentul ăla să dau, nu știu că 2% am dat la Cola Cariola din nu știu ce, din nu știu cum se calculează acolo, formularul ăla pe care pot să donesc. Când am văzut ce sumă penibilă s-a dus și mă uitam pe de altă parte câți alți bani se duc la stat și mă întrebam oare de ce? Da? Și eu mă întreb lucrurile astea dacă continui să muncesc, dacă o să stau să mă lamentez, nu se întâmple nimic. Sau la fel, ăsta nu va fi niciodată un motiv să-mi fac munca prost. Nu știu. Hai să ne întoarcem la cosmetice. La ce la cosmetice? Deci v-am arătat de Marablu, v-am arătat de Momirov, v-am arătat de Infinitum și uite, nici nu le arăt pe astea întâmplător. Sunt branduri care se fabrică în România. Că ne plac, că nu ne plac. Hai firarea să fie de viață când mai ne ducem, când mai intrăm într-un magazin de cosmetice sau online sau offline și avem acolo 200-300 de lei pregătiți. Băi, hai să mai susținem și afacerile astea de cosmetice din România. Firește, nu pe toți. Selectiv, că nu poți, n-ai cum. Zicem că hai să-ți iei o apă micelară. Băi, mai ați și apă micelară de la Farming, de la Plush Bio, de la, uite, Fiterman. Asta am cumpărat-o de la Cosmo Beauty Perfect Body Lotion. Apropo, frumoase produse au cei de la Dr. Fiterman, am descoperit că mătușa mea le folosește intens. Da, adică mai hai să încercăm așa câte un pic să mai susținem și ceea ce se întâmplă pe aici pe lângă noi. Normal că îți mai place un Clarins, un Guerlain, un Bioderma, un La Roche-Posay, un Vichy, e firesc, e normal. Dar fă așa un calcul, încercați să gândiți să vedeți că uite și partea asta de educație financiară nu avem. Băi, eu de-a lungul unui an cam câți bani dau pe cosmetici, eu ca femeie? Hai să zicem 1000 de lei dau din ianuarie până în decembrie pe tot ce înseamnă cremăraie, parfumuri, deodorante, nu știu. Bă, din ăștia 1000 de lei. Hai uite anul ăsta, în 2022, 300-400 de lei aloc numai pe cosmetici românești.
Tot vorba de cosmetice românești. Vă mai arăt un produs pe care mie m-a surprins foarte plăcut și le-am spus celor de la Plaj Bio că a fost un produs care chiar m-a surprins în mod foarte plăcut. Este acesta In Heaven Blue Lotus and Matcha The Special Edition. Ce îmi place la fel maxim la crema asta este și partea senzorială. Și eu o să vă spun așa, eu sunt o persoană în care pe partea de skincare, cred că ne-am lămurit până acum, nu sunt numai pro cosmetice clean. M-am ridicat un pic ca să mai iau, uite, să mai am niște lucruri, că mă tot duc spre, cum se cheamă, spre sertar și mai scot câte ceva. Apropo, că vă ziceam că nu sunt numai fan produse clean. Uite produse clean. Paula's Choice este... Mă, Paula's Choice a făcut istorie și face în continuare istorie în ceea ce înseamnă industria cosmetică. Asta este produsul lor de buze, este un lip booster, atenție, nu este un balsam de buze. Este un produs tratament pentru buze și conturul. A? Nu știu dacă fetele care își injectează buzele poate să folosească, dar nu văd de ce nu. Pentru că aduce un plus de vitalitate pielii din jurul buzelor și știu de la, din ce am mai citit, așa că persoanele care își pun foarte des totuși acest acid hialuronic în buze și mai ales în mod excesiv, forțează un pic pielea acolo și atunci e nevoie de un plus de tratament. Ei, Paula's Choice este un brand de genul așa da, totul așa da, la ei totul este așa da, nu există, totul e, apropo, la capitolul retinol, din tot ce am folosit până acum, produse cu retinol, ăsta mi se pare cel mai complet și blând în același timp, pentru că are și parte de hidratare, are și parte de retinol, pentru că cred că multe dintre noi utilizatoarele am înțeles greșit rolul produselor cu retinol, adică am auzit lucruri de genul ăsta, că m-am dat cu produse cu retinol și mi se usucă fața. Aha, dar pentru hidratare folosești ceva? Nu, cum să folosești ceva pentru hidratare? Păi vezi că retinolul își face treaba lui, dar tu pe de altă parte trebuie să vii cu hidratare, că el nu cu asta se ocupă. Într-adevăr, el va ajuta, păi, ca nu se hidrateze mai bine, dar trebuie să-i dai și hidratare. E, ăsta este un produs complex și cu hidratare și cu retinol. Și uite, strict pe hidratare și pe menținerea hidratării, eu mă înțeleg extraordinar de bine cu acest produs. Și cu ăsta mă dau tot așa când am antrenamente și îmi simt tenul mai... nu știu cum să explic. Am observat de la an la an, de la lună la lună, din, pe măsură ce, să zic așa, preocuparea mea către sport este din ce în ce mai mare și cerințele tenului, pielii sunt foarte, te zic, câteodată mă dau și pe mine peste cap, adică nu mai știu ce să mai pun pe ten ca să mă simt în regulă, plus uscăciune, frate. Am momente, cred că v-am scris la un moment dat pe Facebook sau nu știu unde, sau pe Instagram, nu mai țin minte, că sunt momente în care simt că aș putea să mă dau cu ulei de măsline, așa, grosier pe față și fața mea ar absorbi tot. Ei, pentru momente de genul ăsta fac, să zic așa, aplicare în straturi de mai multe chestii și unul dintre straturi, sau chiar două straturi, este această In Heaven Cream de la Plaj Bio, care mie îmi place extraordinar de mult. Deci, să nu uitați că pe mâna asta am mai pus și ser și cremă, da? Și recunosc că le-am zis și celor de la Plaj Bio că eu mă dau și pe mâini, până sus, decolteu. Îmi place și are și un miros exact ca cum imaginez eu că ar trebui să miroasă într-un cabinet de cosmetică și mă duce un pic cu gândul așa către un institut de beauté din Franța. N-am fost niciodată, că n-am avut bani. Dar că mă uitam chiar și acum ultima oară când am fost la Paris, mă uitam un simplu de ăsta, era pe acolo în cartierul unde stăteam, erau tot felul de saloane și era doar basic facial, nu știu ce, 100 de euro. Deci 100 de euro efectiv să-ți facă o demachiere și să-ți aplice un crem și o cremă, un ser și o cremă facială. Atât.
dacă mai voiai și masaj facial și chestii și nu știu ce, 200, dar e normal, e Paris așa. E, dar de fiecare dată când miros crema asta, pe mine mă duce cu gâtul că așa ar trebui să miroasă într-un salon dintr-ăla. Și acum, pe de altă parte, eu cu tratamentele faciale sunt așa și așa, ca să vă zic, bă, cred că per total nu știu dacă am fost la 5 în toată viața mea până acum și am 45 de ani. Am o chestie cu ideea să-mi atingă cineva fața. Nu pot să vă spun de ce, chiar vorbeam la un moment dat cu o cosmeticiană super, super pregătită de la Top Line, nu mai știu la ce salon, care făcea de astea, cum se cheamă, ritualuri Gino. Și am spus, am această versiune, la fel când am fost la Ionca. Unde la Ionca? Păi oamenii ăia sunt pe parte de ritual facial, de masaj, de combinația masajului de tip shiatsu cu facial, sunt ce trebuie. Și acolo i-am spus și acelei doamne, chiar dacă am simțit că din punct de vedere tehnic și rațional acel masaj facial a fost impecabil, mi-a făcut bine, i-am zis, după ce trag linie, după ce scot concluziile raționale, eu am o stare de stres. Nu-mi place. Ceva nu-mi place. Și am și spus, și m-aș înțeles, tocmai pentru că eu o persoană foarte implicată în tot ce înseamnă îngrijirea holistică, în tot ceea ce înseamnă masajul shiatsu, care are, bine, mai multe implicații, masajul shiatsu merge și pe niște linii energetice ale corpului și mai departe. Și mi-a spus, te înțeleg, zice, nu ești singura clientă care a venit cu atitudinea asta, cu atitudinea asta, cu starea asta. Așa sunt în general persoanele care au trecut prin niște episoade nu foarte fericite în viața lor și atunci au o chestie de asta de conservare mai puternică decât, decât alții, iar femeile în special, într-adevăr, au un mare stres pentru fața lor, pentru că până la urmă, pentru noi femeile, fața este mult mai importantă decât pentru bărbați, adică gândiți-vă câte face o femeie pentru față. Până la urmă și voi mă judecați pe mine după față, da? Că știu acum, ăștia care știu ce, uite, nu s-a machiat, nu e pensată, nu s-a dat cu ruj, nu știu ce. Și eu, același lucru, când am început clipul, ați văzut ce am zis. Vai, nu sunt machiată, nu sunt aranjată, nu știu ce. Suntem foarte, foarte critice și autocritice când vine vorba de față. Și, practic, partea asta de aici, așa, ovalul acesta care include față, gât, decolteu. Gândiți-vă câtă dramă duce o femeie căreia începe să îi se formeze aici gușă. Cele care ne apropiem de menopauză, când încep să ne apară firicele în plus, suntem devastate, ne simțim hidoase, monstruoase. Deci fața e foarte, foarte importantă și atunci noi ca femei suntem foarte legate de fața noastră și orice lucru ne deranjează. Ei, dacă mai e și anxioasă cum sunt eu, poate să vină și cosmeticiana lui reginei Anglia să-și pună mâinile pe față, că eu tot simt un stres. Deci nu, masajul corporal încep să-l duc și să-mi placă așa, dar facial nu suport pe altcineva. Eu singură, da, îmi fac, no problem, dar pe altcineva, nu, asta ca să închidem paranteza, mai vreau să vă arăt ceva, mai știu ce vreau să vă arăt. Vreau să vă arăt și serul ăsta de la Skin 1004 pe care îl am de pe glorious.ro. E foarte bun pentru cine are, am observat eu așa, pentru perioade de dezechilibru ale tenului. Eu, de exemplu, pe ăsta îl dau și lui fiul meu, care a început să aibă normal coșuleță, puncte negre, chestiuni, că am trecut de 11 ani și intrăm în perioada aia, pubertate, preadolescență și așa. Și ăsta, din ce am observat eu, la fel are o rețetă super curată, adică este doar acest, zice, made with pure centella from Madagascar. Aici, dacă mai aveți nelămuriri, vorbiți cu Rena, care are magazinul glorious.ro. Rena este un alt om, atât de pasionat de ceea ce face, și numai atât de pasionat, atât de responsabil. Mi-au spus, dintre voi, mi-ați spus persoane care i-ați scris și i-ați spus, eu aș vrea să-mi cumpăr și aia și aia, și Rena v-a spus, nu, nu-ți cumpăra aia, pentru că nu știu ce, s-a degrabă pe aia. Și știu că la un moment dat una dintre voi zice, băi, zice, și eu voiam să cumpăr o cremă mai scumpă și a mea a recomandat ceva mai ieftin. Zice, ce fel de negustorie e ăsta? Păi zic, e negustor cinstit, pentru că ea știe că dacă tu ai fi luat crema aia, chiar dacă era mai scumpă, ție nu-ți făcea bine, ai fi rămas cu o senzație proastă despre magazin și ai fi
Și scopul ei nu era ca tu să fii nemulțumită. Scopul era ca tu să fii mulțumită, să chiar să-ți iei produsele de care ai nevoie și apoi să continui. Bine, continuarea asta este o probabilitate, dar ăștia sunt adevărații oameni care fac business pe zona de frumusețe. Și am, uite că am amestecat așa tot felul de lucruri. Lăsasem asta pe birou pentru că este cât mai am pe ea. Mai am foarte mult. Că va intra acuș la empties, că nu mai am. Deci am luat-o pe aici, pe aproape, vreau să vă aduc aminte că pe site-ul Institut Estederm acum am văzut că e ceva promoție. Dacă cumperi, nu mai știu de cât, primești un travel kit, cred că de 400 de lei. Și dacă vă băgați la cumpărături pe Institut Estederm, văd așa, neapărat să luați pudra asta cu SPF și o să vă spun de ce. Pentru că puteți să vă reaplicați SPF-ul fără griji, fără nici preocupări de ordin estetic și așa mai departe, pentru că îți reaplici SPF-ul în timpul zilei sau ești în vacanță sau ești la o terasă cu fetele sau ce, duci la baie, îți iei la tine. Apropo, puteți să vă luați o pensulă și un veliț într-un șervețel și o țineți în poșetă și ți-ai aranjat, ți-ai reaplicat SPF-ul și are și un ușor efect de matifiere, dar fără a fi deranjant. Și este o culoare relativ transparentă, neutră, pe care o pot folosi multe persoane. E o nuanță care merge pe tipologii mai multe la capitolul culoare. Să mă arăt așa un pic. Da, deci oarecum și transparentă, știu, adică nu se vede mare lucru. Da. Ce să vă mai zic? Mergeți pe Facebook, pentru că am deschis acolo o postare unde vă rog să-mi lăsați întrebări, undeva spre sfârșitul lunii iulie. Apropo, ce zi este azi? Este 23 iulie. Ei, undeva săptămâna viitoare spre sfârșit vreau să filmez, așa că vreau să vă caut postarea. Vreau să filmez un clip de tip Q&A, adică întrebări și răspunsuri. Unde ești? Beauty Barometer. Nu mai găsesc pagina mea. Da, am mereu paginile clienților lăsate prima dată. Ia, stai să vedem. Așa. Să vă arăt unde e postarea, dar e simplu să o găsiți. Deci am intrat pe Beauty Barometer, pe pagină. Unde ești, mă, cu Q&A? Stai așa, cred că e mai sus. Postare. Uite aici. E la poza asta. Sunt întrebări, așa. Și ce vreau să fac este să și premiez dacă vor fi niște întrebări foarte care să mă miște pe mine așa mult. Atenție, că am observat la un moment dat o chestie. Sunt persoane care îmi pun întrebări dintre astea foarte previzibile. Adică gen s-au prins ei că îmi plac produsele la Guerlain, că îmi plac parfumurile, că îmi plac așa și nu, vreau să fie niște întrebări care să mă surprindă. Da? Asta vreau, că m-am săturat de întrebările astea clișeu. Care este parfumul tău preferat? Câte parfumuri trebuie să ai în colecție? De parcă știu eu câte parfumuri trebuie să ai în colecție, de parcă există vreo știință care să regleze cu câte parfumuri trebuie să ai în colecție. Nu. Vreau să văd niște întrebări ale unor oameni care chiar au ceva de întrebat. Chiar au... Și să fie și niște întrebări, știi, care să incite aici și la discuții între voi, adică și voi în comentarii, eventual să vă veniți cu păreri și așa, nu să fie genul întrebare doar pentru tătucu. Vai de mine, hai să o flaușăm pe tătucu ca să prindem premiu. Deci că m-am prins de chestia asta. M-am prins de chestia asta și nu merge. Bun. Hai să facem o concluzie. V-am arătat jucărica de la Decathlon pe care am dat vreo 70 de lei. O să vă las oricum linkul de afiliere de la Decathlon. Vă spun sincer că nu-mi strică comisioane de la Decathlon pe care voi mi le aduceți folosind link-ul meu, pentru că sunt mare clientă Decathlon și îmi cumpăr multe lucruri că am nevoie, n-am ce să fac. Așa, v-am arătat unul dintre cele mai bune produse cu retinol pe care îl cunosc până acum. Din perspectiva mea, cu experiența mea, eu nefiind o mare fană a retinolului, așa, produs de la Plaj Bio, cosmetice românești, Mumirov, Mara Blue, Infinitum, la
La Momirov nu mai am cont de reducere, dar la Mara Blue și la Infinitum am în continuare și niște coduri de reducere pe care puteți să le folosiți și care evident și mie mi-aduc un comision dacă e să se adune ceva acolo. V-am arătat și de Dr. Fitterman, care nu am niciun fel de colaborare, dar îmi place felul în care gândesc ei. Dar nu știu că sunt români. Producător Fitterman Pharma, ba da, se produc în România. Asta văzând și la mine în familie că sunt fan și folosind așa din produse mi-au plăcut, cred că e un brand care merită ceva atenție. Institutul este de renumitație de promoția și pudra așa. Și, dar cel mai important, nu uitați să vă faceți o rutină de mișcare de a scăpa de sedentarism. Pentru că vreau să readuc atenție ceea ce am spus la începutul clipului, că Organizația Mondială a Sănătății trage un mare semnal de alarmă cu sedentarismul, care a intrat deja în top 3 cauze mortalitate la nivel mondial. Da? Deci aproape se bate umăr la umăr cu, ziceți, cu înfometarea, cu asta care, Doamne ferește, se întâmplă în țările astea bătute de soartă, a ajuns sedentarismul să fie mai, sau să fie chiar mai nasol decât războiul și decât foamea. Deci e nasol. Da? Puneți mâna și faceți un pic de ceva. Găsiți-vă. Sunt atâtea sporturi acum și atâtea cluburi și atâtea chestii. Nu ca acum câțiva ani. Oamenii încep să se obișnuiască să mai vadă persoane care mai fac sport în parc. Nu e ca acum câțiva ani, că dacă te duceai într-un parc și încercai ceva, toată lumea striga după tine. Bărbații aveau diverse comentarii răutăcioase și agresive. Nu-i mai băgați în seamă sau spuneți ok, hai, bagă și tu, ia sau poți face 10 flotări. Da. Bun. Asta a fost clipul. Cred că puteți să-mi lăsați și aici întrebări. Dacă nu ajungeți pe Facebook, lăsați-mi și aici întrebări pentru acel clip. Și cred că următorul clip va fi ăsta, de tip Q&A.